Originea Moscovei și statului rus. Liao. Pseudonimul dinastiei Cidanilor din Liaodong, din peninsula asta. Numele ăsta nu e de la clanul chinezesc Liu, care se retrage în Hong Kong, din fața tătarilor, unde este pronunțat Liao. Acesta este denumirea după peninsulă, iar Timujin, adică cel care și-a preluat pseudonimul Genghis Khan, era dintr-un trib obscur din Mongolia, din tribul Borjigin. Și nu provenea de la clanul istoric Tuoba din Xianbei, adică din Wei de Nord, Bei Wei, dinastia medievală faimoasă, care tot avea același pseudonim dinastic Yuan, ci mai degrabă Timujin își preia acest pseudonim și își preia numele dinastiei, de fapt tare și eu numele dinastiei după Xianbei și mai exact după Bei Wei. Cei cu pseudonimul Jin de aici, dinspre Manciuria, care coboară în câmpie de nord, erau giurceni, dar nu proveneau de la Nurhaci, de la cei anteriori faimoși în Liaodong, ci Nurhaci din clanul Aisin Joru. Deci, ăștia nu erau de la manciurienii care s-au stabilit anterior în Liaoyang, pe aici. Așadar, să nu confundăm pe cei Liao cu cei Jin sau cu Timujin, pentru că să înțelegem originea statului rusesc. În 1215, tătarii distrug sediul Jin, adică Beijing, unde deja prin 1200 s-au refugiat toate minoritățile din suburbii. În 1218, tătarii distrug și regatul Xiliao, adică Liao de răsărit, care era prin Turkestan pe aici. Așa. Acelor numiți de către uiguri Karakitan, adică chitaiții negri. Xiliao provenea de la prințul Liao Yelu Dashi, iar șefii lor au devenit aici nestorieni, adică creștini. Dar spre final, conducătorul lor era un naiman. Naiman era un mongol șaman. Așadar, era un grup de populație nu doar de origini Liao. În 1227, tătarii încheie de cucerit Xixia, de aici de pe coridorul Gansu, spre drumul Mătăsii. Deci de aici. Și apoi termină de ocupat Jin. Din câmpia de nord, în 34. Dar ei deja în 1222 au bătut Federația Cumanilor de prin Kazakhstan, iar în 23 bat cumanii de la periferia slavilor, periferie, adică Ucraine. Cumanii care adică s-au aliat ei cu o parte din slavi. Păi cum puteau să se alieze cumanii, dușmanii tradiționali ai slavilor, cu slavi de frică, a tătarilor pe care încă nu i-au cunoscut sau cum? Ei fac asta doar dacă erau dacă slavii periferici, adică cei din Ucraine, iar le erau vasali. O parte din slavi, se pare că le era supusă, iar sclavii slavi erau în ghilimele comercializați mai de mult decât cumani, de exemplu și tătarilor și celor Liao. Iar pe aici hanul Căpceac Căten, din clanul Terteroba, era socrul lui Mstislav, care era prinț de Cernihivli, adică Cernigov. Ia să vedem unii Cernigovii lângă Chivli, adică lângă Kiev. Chivli, Cernihivli. Fata lui Căten cu Mstislav au o fată care devine soția lui Iaroslav al doilea de Suzdal, deci din cnezatul de pe aici. Vladimir Suzdal. Și altă fată care devine soția lui Danilă de Galicia. De Halicia, adică Galicia. Deci ăsta putea să aibă origini vlahe sau curte cu fete vlahe, pentru că aceasta este provincia bolohovenilor, a volohilor. De aici și numele Galicia, Halici. Actuala provincie Volohânsk. Pe unde se lățesc, tătarii cuprind și racolează citani, giurceni, tiurcici, precum uiguri, adică tocmai din bazinul Tarim, și chiar din cei Shaotuo sau Tuoba, care au ajuns în nordul Chinei, în Evul Mediu, mongoli, naimani, cheriizi, briați, cârgâși, oirați, adică aerată, cei care în nord erau numiți calmâci, și în Moldova sunt numiți așa, au fost numiți. Și aici cuprindeau diferite religii, populația acestea. Erau animiși, dar pe aceste întinsuri erau și creștini, de exemplu nestorieni sau manichei, încă de la comunitățile asiriene din antichitate.
dar și budiști și mozaici. Mozaici de la vechii khazari care s-au convertit la iudaism. Khazari era pe unde e Kazahstan și prin nordul Caucazului. În Turkestan, în Asia Centrală, toți erau în parte sinizați în vechile frontiere leau și comunicau în chineza de nord. Probabil într-un dialect jin de aici. Taxarea în nordul Chinei era astfel. Fiecare oficial recrutat de tătari, leau, jin sau han, adică chinez, era din provincia sa ca să cunoască dialectul și totul pe plan local și era controlat de un supraveghetor dintre federații tătari, numit Darughaci. Pentru zonele unde nu circulau monedele chinezești, taxarea era în produse naturale, în blănuri, lemn, pește sărat și sclavi, între care sclavi desigur fete. Șefii războinici au fost la început exclusiv tătari, dar apoi și alți asiatici asociați, afirmați prin lupte. Și primeau la cucerire fiefuri în nordul Chinei, deci și ulterior pe unde s-au lățit s-a întâmplat acest lucru. Până în stepa metapontică. Aceștia vor deveni boierii provinciali, cărora oficialii locali de rang inferior le erau supuși și trebuiau să îi destuleze cu produse amintite și, desigur, să îi destuleze cu fete. Iar oficialii locali puteau să fi fost chiar din principii sau din administrația anterioară a statelor anterioare, pur și simplu lăsați pe plan local să guverneze mai departe, ca numele tătarilor. Închipuiți-vă ce bucuroși au fost acești asiatici tătari să-și facă ei haremuri cu fete albe, înalte, blonde din provincii acestea, din periferii și fete de la slavi, de la finici, de la alanii din nordul Caucazului. Printre acești boieri, alanii sunt cerchezii. Printre acești boieri, cei mai prosperi au devenit nobilii Liao sau cei de origine Jin sau Xixia, care au cooperat cu tătarii, care au conlucrat cu tătarii. Cam după 1230, atunci când țăratul Vlah, pe atunci țăratul Vlah, se întindea spre Bizanț și era la apogeu, avea peste 1 milion de locuitori. Era mai mare ca Republica Nemților Hanseatici, Novi Gorod. Deci Republica Nemților era cam așa, cel mult până la aceste lacuri. Ladoga, Onega, cam așa cel mult. Pskov, dar mai degrabă cam așa era. Bun, deci cam pe atunci, tătarii se lățesc spre Rusia și cine poate fuge ca să scape. Probabil prin 1235 apare un mic târg numit Moscova, aici, care înseamnă apă mizerabilă, adică greaznă evada, în limba tribului Mokshe. Acesta era un trib finougric într-un domeniu slab populat așa puțin decât de finougrii ăia, cu triburile astea împrejur. Mordvin, Udmurt și așa mai departe. Finicii i-au numit pe pirații varegi, adică vikingii, i-au numit rusii, ceea ce înseamnă tâlhari. Deci Federația Rusă s-ar traduce la tâlharilor. Deci aceștia pun denumirile vechi. Și așa sunt numiți și așa îi numesc și slavii autohtoni pe vikingi, după care bizantinii îi numesc rusii pe toți slavii chieveni. Deci și pe vikingii care ajung la Țarigrad, adică Constantinopolis, cetatea imperială, și pe toți rușii lor asociați. Bun. Dar slavii nu erau prin aceste provincii, iar finii nu aveau târguri. Erau pe aici, dar nu aveau târguri. Târgul putea fi doar a unor rămășițe refugiate din fața tătarilor spre nord-vest. Și anume, avari, adică obră, tunguști, dani, de exemplu, Karachitai, cumani, adică polovță. Aceștia formează vechiul nucleu Kitai-Gorod din Moscova, din inima Moscovei, cu ulița Varvarka, adică a bărbarilor. Dar asta nu înseamnă un Chinatown, adică un cartier chinezesc, ci înseamnă târgul al celor Karachitai, Karachidani. Și presupun că se repoziționează acolo în opoziție cu tătarii, în jurul unui prinț Chidan, cum a fost Yeludashi, deci din dinastia Liao, rivali cinghiziților din Asia, adică rivali tătarilor proveniți de la Timugin, adică Genghis Khan. 1237-38, tătarii cinghiziți îi jefuiesc pe aceștia, le ard târgul și cred că îi lasă fără conducătorii aceștia le au. În 1238-39, tătarii se lățesc așa spre Ucraine, adică spre periferiile slavilor, peste cnezatele de acolo. Ryazan, Chernihivli, Suzdal, deci Suzdal, care era o formațiune finică, Ryazan, probabil tot, Chernihivli,
Asta este un cnezat Vareg, cu slavii de acolo. Până spre Smoleansk, care de asemenea era promenea dintr-un cnezat de acesta, din Rusia Chievleană. Și invadează Crimea. 1240. Tătare ocupă spațiul Rusiei Chievlene, campionei Ucraina, inclusiv Galicia, adică ținutul bolohovenilor, Volohinsk, al volohilor, al vlahilor carpaților de nord. Și distrug Chivl, adică Chievul. Emigrând din calea lor, slavii se dislocă spre finicii din nord-est, spre Suzdal, Rostov, acestea fiind formațiuni finougrice, formațiuni statale. Iar în 42, acel care e numit de slavi, Vladislav, adică conducătorul slavilor, cneaz de Suzdal, așa, Vladimir Suzdal, vine la curtea lui Batuhan pentru a-i se confirma funcția de vasal. Din 43, Pereaslav, de lângă Kiev, este inclus în Ulus Giuci, iar Galicia, adică Volohia, Cernihiv, Riazani, Murom și celelalte formațiuni finice dinspre nord-est devin vasale tătarilor. În 1258, Republica Novi Gorod, amintită, condusă de nemții hanseatici și populată de fiini de baltici, se revoltă împotriva tributului, organizează o mișcare de liberare, recrutează slavii locali, adică rușii de nord, dar sunt înfrânți. 1267, an fundamental în ecuația fundării statului rus, întrucât Kublai Khan, hanul tătarilor, își mută reședința în Hanbalık, adică sediul hanilor, adică Beijing. De aici, în 87, are loc vizita nestorianului uigur în Constantinopol. Așadar, aici, în Țarigrad. Dar cum un uigur, adică tiurcic din bazinul Tarim de origine, de aici, să fie creștin? Păi în Beijing și în vechile centre Liao erau chitaieți, erau nestorieni și că de pe timpul dominației Liao apar cartiere de uiguri, cidani, giurcieni, alți tunguși, alani din nordul Caucazului de origine și creștini, de exemplu asirieni, armeni de origine. Și comunități de evrei. Comunități de evrei au ajuns și în Kaifeng. Adică toți cei care s-au întins pe drumurile mătăsii, drumurile ceaiului, până în China, din Asia Centrală. Tot pe atunci, în 36-37, șeful Căpciac Baciman, din clanul Ölberlik, este capturat de tătari. 1272, hanul Hoardei de Aur, Menghe Temür, adică el reface Moscova, dar probabil el atunci permite refacerea târgului amintit, Moscova. Și nu sub un dinast Liao. Așadar, Moscova era în domeniul lor și desigur cu un reprezentant al lor care avea aici o mică gardă a lui, iar de refacerea târgului s-ar fi ocupat șeful comunității care ar fi rugat asta. Deci un chitaieț, adică un cidan, Liao. Acum apar construcții care vor deveni mai târziu biserici, dar pe atunci au fost doar sedii ale reședinței cinghizide, adică tătarilor, și poate ale unor urmași dinastici, de exemplu a primarului chitaieț din Chitai-Gorod. Întrucât în Asia s-au refugiat prinți orientali după prăpădul acesta tătar, inclusiv mongoli, dar și mongoli naimani, tunguși cidani din casa de Liao, alți tunguși Xixia sau Jin din casa de Liao, din Xiliao, cel mai probabil, sau avari, avari care în nordul Chinei erau numiți Roran sau Zhuanzhuan, care provin tocmai din Siberia. Și întrucât târgulețul Moscova, adică apă mizerabilă, fusese distrus anterior de tătari, presupun că refacerea acestui târg din lemn este pentru aceste minorități, în special Liao, care se refugiază aici, dar sunt supravegheați de garda tătară. 1293, iarăși tătarii jefuiesc târgul refugiaților, Moscova. Așadar, este vorba de un conflict între aceia, între dinaștii refugiați, între ultimele resturi de nobilime asiatică refugiată, anti-genghizidă, în acest târguleț,
și tătarii cinghiziți. Și nu puteau decât cei din Chitai-Gorod, cu noile elite, să se fortifice, să se reorganizeze acolo și să dorească să devină independenți de către cinghiziți. Să încerce să se revolte și în felul acesta să fie din nou atacați și măcelăriți de tătari. Conflictul poate specula sau confirma speculația că acesta era un centru al rămășițelor nobilitare din nord, în principal Liao, dar oare cât mai rezistă, cât mai supraviețuiesc după răzbunarea tătarilor. 1303, Danilă, fiul lui Nevski, din Kleazma Suzdal, este pus de tătari ca guvernator, adică creștin. Fiul Yuri este căsătorit cu fata hanului Hoarde de Aur, Özbeg, care era stăpânul uluselor Giuci, adică guberniilor slave sau de peste slavi. De aici apare Ioan I-lea, Ioan numele creștin fiind acesta. Și probabil că este acesta Ivan Kalita, Poreclit, din dinastia lui Vsevolod Yurevich, care era fratele lui Andrei Poreclit Bogolyubski, adică iubitor de Dumnezeu. Bogolyubski era kneaz de Suzdal, unui Vladimir Suzdal, și era cunoscut în vest cu porecla kneazul Scit, adică kneazul negru. Și era fiul lui Yuri Dolgoruki și a prințesei orientale, probabil Polovtsy, adică cumană, fata hanului Aiepa. Deci, Kalita era un cinghizit guvernator al guberniei pentru han, iar pentru ruși el era țar al ducatului sau țaratului Moscova, cu pseudonimul creștin Ioan, adică Ivan. Deci, după ce a fost distrusă Moscova, Tveri devenise centrul, adică al rușilor, și era să devină capitala Rusiei, căci devenise slavon și chiar creștin, în opoziție cu tătarii care devin musulmani. Dar de unde devin creștinii slavi? Aici ăsta, de unde devin slavii creștini aici în Tveri? Oare din Kievul distrus de tătari sau din Bizanțul ocupat pe atunci de catolici din Țarigrad? Mai degrabă, de la nestorierii orientali refugiați, probabil mai întâi în Moscova. Și vom vedea de ce. Tătarii aveau interes ca reședința de nord să fie în Tveri, aici, într-un centru slav, adică cu populații slave, nu în târgul refugiaților din zona asta nepopulată și mizerabilă, Moscova. În Tveri era o abscină tătărească și un mare gostinăi dvor al tătarilor. Aici se comunica, se scria, se negocia în tyrksk. Probabil e vorba de limba și scriptul cidan, folosit de mongoli în administrația hanatului, întrucât mongolii nu aveau alfabet și era folosit alfabetul Liao, iar pecenegii și cumanii și avarii tot nu aveau alfabet. La fel era în China, în Mongolia, aceeași situație. Și în Manciuria, în nordul Chinei, tătarii aveau vocabular primitiv, iar în administrație și în comerț, mă rog, cât comerț făceau ei, mai mult tributul pe care îl luau de la chinezi, ăsta era comerțul lor, și documentele, adică toată administrația asta primitivă a tătarilor era înscris Liao, de către secretari și funcționari, desigur, Liao, chitaiți, pentru că mongolii nu învățau să scrie, să citească și să construiască un stat. Deci de asta s-au ocupat principii aceia, mai ales de origini chitaiți. Bun, în 1237, în Tveri, are loc o insurecție, adică a rușilor, dar probabil este vorba de insurecția elitei cinghizide, ăsta, elitei Liao, a acelei elite orientale anti-cinghizide care s-a refugiat din Moscova, aici, în Tveri. Și revolta asta provoacă și slavii locali la răscoală. Ivan Kalita, ca guvernator vasal din partea tătarilor pentru Moscova, ajută tătarii să înăbușească rebelii de aici, din Tveri. Apoi aici intră cu alai fratele hanului, Ciolhan, și se instalează cu familia lui în curtea knegală, adică a hanatului. Ciolhan nu a cucerit cetatea. El a venit în acest ulus Giuci, adică gubernie de nord-vest a hanatului, a marelui hanat tătar, ca guvernator direct. Astfel, Tveri repede se mărește, este construit de către acești orientali cu robi ruși locali și devine reședința de nord a hanatului, de fapt de nord-vest.
ca guberne pentru toți slavii de nord-est, adică pentru ruși. Hanul din Asia, Özbeg, decide trecerea obligatorie la islam, iar fratele îi urmează politica asta aici, în Tveri. Ce speculez eu? Că mica comunitate nestoriană, Leao, cu retrași din Sarai, tocmai, deci de pe aici, și din Moscova, din cauza lui Calita, conving comunitățile chitaiților să inițieze revolta antitătară de aici, din Tveri, și recrutează localnici, adică rușii, slavii de nord. Rușii, majoritari în provincia asta, se declanșează aprind curtea lui Cholhan, care arde împreună cu tătarii lui acolo. Și chitaiții erau pe punctul să preia cetatea și să formeze țărășoara lor, probabil nestoriană, în opoziție cu tătarii care se convertesc acum la islam. O țărășoară independentă cu acest titlu, cu acest sediu, și care să stăpânească peste slavii, mă rog, de nord. Cum probabil au încercat și în Moscova să facă o țărișoară a lor independentă, asiatică, și au suferit acele pogromuri. Și de unde probabil se refugiază aici, în Tveri, rămășițele lor, sau care au putut să fugă. Și desigur care au fost urmați de tătari care au venit după ei. Forțele din Suzdal și Moscova, sub guvernatorul Calita, vine cu auxiliari tătari, adică cu ajutor de la Han, cu recruții lui Calita, care erau ruși, finougrici, kazaci, ce mai erau ei, și înăbușă tentativa asta a celor Leao cu recruți slavi în Tveri, răzbunând fratele Hanului, numit de către slavi țarevici, adică micul țar. Măcelăresc rușii de aici, devastează cetatea, iar chitaiții se baricadează, presupune, în ruinile Hanski Dvor, căci în acele lupte tătarii distrug Hanski Dvor. Așadar, probabil prin asediu fac asta și astfel chitaiții nu au decât să fie anihilați. Nu cred că mai rămâne loc de milă din partea tătarilor, întrucât nu mai sunt indicii despre așa o comunitate, dar ne putem imagina fetele din această colonie siberiană, inclusiv ale prinților orientali, și fete care deja proveneau de la haremurile cu slave, cu finice, acestor orientali retrași din Moscova în Tveri. Așadar, fetele acestea cum sunt acum luate cu forța de către războii și cinghiziți, de către generali aceștia, tătari. 1331, vechea reședință de nord fiind distrusă, Hanul permite lui Calita ca Moscova să devină noua reședință de nord pentru ruși, adică Ulus-Giuci, peste toți rușii. Calita primește de la Hanul Özbeg în Iarlâc, Moscova, în guvernia Moscovei. Îl primește aici, în Moscova. Acum acestui ulus ca guvernator îi revine rolul de a îngloba micile cnezate dinspre nord-vest, adică cnezatele care proveneau de la Rusia Chievleană, Novigorod, Pskov de aici. 1339, tătarii fac zidurile Kremli, zidurile Kremlinului. Cam acestea. Iar Kremli în tătărească înseamnă fortăreață, adiacentă vechiului cartier Chitai-Gorod, adică înglobând cartierul Chitai-Gorod, în centru fiind reședința reprezentanților din Hanat, Dvor Hanskit Paslov, adică curtea emisarilor din Hanat. De aici presupun că fetele comunității Leao cer și să-și facă reședința lor, probabil era haremul lor aici, și cu slujitorii lor, aici fiind haremurile stăpânilor aceștia tătari, nu doar din fete Leao, și din fete slave, finice, vlăhoaice, poate. Hoarda de aur va primi anual de acum câte 24.000 de ding, adică bancnote de hârtie din Imperiul Yuan. Și probabil de la asta provine cuvântul denghi, adică bani. Deci tocmai din nordul Chinei. Ca și în Tveri, aici în Moscova, rușii ajung în suburbii, formând mahalale, ca pe timpul de atac să roage să fie primiți în interior și din interior să participe la apărare. Suburbia de sud-vest devine a slavilor de nord-est, adică anții, anume tribul Viatci. Colina Borovâtski este între râurile Moscova și Neglinnaia, cartierul de sus de pe colină fiind Chitai-Gorod. Limba de folosință sunt convins că devine chitană, cum a fost și în Tveri, deși la tătari devine căpceaca, și asta a fost limba hoardei de aur, adică în altân ordu, în
toate aceste provincii, tot acest întins, dar cum de apare ducatul Moscovei, Velikaya Kniazhestvo, adică, repede se îmbogățește și repede se mărește într-o zonă care nu era prea populată în secolele aceștia 13-15, pentru că era iarlâc al Hanatului, adică sediu de nord-vest al Hanatului, teoretic peste toți slavii. 1357-58, mitropolitul numit Alexei, iar acesta este numele creștin, ăsta îl susținuse pe Dimitri Donskoi. Alexei este chemat de Han, de Genibec, pentru că acel avea probleme cu vederea și se facă niște descântece. În unele legende e vorba că mama Hanului avea probleme acestea și acesta este subiectul filmului Orda. Mitropolitul Alexei era o autoritate religioasă din partea Hanului peste toți rușii și pentru Alexei, în mijlocul Hanski Dvor, se face reședința sa. Deci undeva pe aici, în mijlocul Hanski Dvor, Alexei devenind de atunci ca episcop peste creștinii de acolo, deci creștinii nestorieni. Slavii de nord-est încă îl aveau pe Perun, iar creștinii de rit oriental, nestorian, puteau proveni doar din rămășițele importantei comunități leau, deci de la fetele care au mai rămas acolo și erau creștini nestorieni. Dar dacă a fost nimicită comunitatea asta, de unde puteau să provină? Anume din haremurile din Kitai Gorod. Creștinii erau și în comunitatea leau din Hanbalık, din Beijing. Deci, ca autoritate din partea hanatului asupra celor creștini, era acest Alexei. Cu siguranță, prințesele leau promovau creștinismul în rândul rușilor locali, cum au făcut părinții lor ca să-i alieze de partea lor pe slavi, dar pe atunci Alexei nu putea să provină dintr-o familie de ruși, de slavi, deci proaspet creștinați și să aibă un rus acordul tătarilor pentru a deveni mitropolit peste tot rușii. Alexei nu putea proveni decât tot din Kitai Gorod să vorbească în leao cu tătarii și să le facă ritualul de aceste mixte șamane și cu descântice creștine. Domeniul mongol era pe tot acest întins multietnic, multiling și multireligios, deși elita era din triburi tătare, cu merchiți, cu bureați. Trupele prin Rusie erau cu cazaci, cu mani și așa mai departe, adică polovțe, a căror nepoți vor ajunge desigur gărzi pe aici prin Moscova. În Orientul Extrem se folosea alfabetul leao, bancnote chineze, existau câteva sedii pe model leao, încă de la Karakorum, care era undeva prin Mongolia, sau Hanbalık, adică Beijing, la Sarai, care era port spre Caspică, undeva pe aici, pe unde a fost vechea capitală a Federației Khazarilor, Khazarii care erau pe unii acum Kazahstan, în centrul Asiei. La Itâl, la Khazari, avea undeva tot pe aici. Deci, deja acolo erau creștini din Evul Mediu, erau ortodoxi, proveniți pe filiera asta bizantină din Crimea, inclusiv de origine rusovarigă, a Rusiei Kievliene. Deci, și inclusiv nestorieni din Asia Centrală, care ajung aici, și iacobiți, sau evrei din Khazaria, sau convertiți la iudaism din Khazaria și din Crimea. De asemenea, șamani din Siberia ajung. Și mai nou, musulmanii. Și aceștia erau turcici și mongoli, convertiți acum recent de către turcici la islam. Deci, în capitala Hoardei de Aur, Sarai, undeva pe aici, Sarai înseamnă palat, erau sinagogi, era o eparhie creștină, presupune istoriană, și acum apar moschei. Dar islamul se impune ca religie unică, așa după cum este naravul. Așa că celelalte comunități etnico-religioase au de suferit, iar eparhia creștină cu comunitatea ei de chiriți se mută aici, în Moscova, în Krutitskaya Poddvorye, Moscova, iar eparhul este numit mitropolitul de Krutitsk și Kalomânsk. Acesta putea să fi fost Alexei. Deci, mitropolia asta a Moscovei, de la care provine Patriarhia Rusă actuală, fusese la origine eparhia din Hoarta de Aur, care probabil pomenea în slujbe pe cinghiziți ca protector ai lor, în limba chitaiților. Pe această filieră devine Rusia creștină și nu pe filiera ortodoxă prin Kievli. Deci nu pe filiera bizantină prin Rusia kieviană. În Republica Moldova, paralel cu mitropolia care ține de Patriarhia Română istorică, există o mitropolie care se supune Patriarhiei Moscovei, care are această origine. Deși mitropoliții din Balcani, din Evul Mediu, încă din timpul țăratului Vlah, țineau de episcopii Vlahi,
Totuși, iată, Moldova apare și mitropolia care ține de Patriarhia Moscovită. Hanatul Hoardei de Aur, după model Liao, are sedii secundare, de exemplu Kirim, de la care și vine cuvântul Crimea, pentru această provincie, Kazan, peste Bulgarii de pe bazinul mijlociu al râului Volga, și Moscova pentru ruși, pentru slavi, adică, fiind sediul de nord-vest. Așa era și în extremul orient, unde cei Liao aveau reședința lor în Linghuang, în Manciuria, și aveau sedii locale în Dading, Dadong, Liaoyang. Liao s-au întins anterior pe drumurile mătăsii, foloseau alfabetul, calendarul și limba lor, numită de vechii cronicari din slavi, numită Tyrkski. Moneda folosită între Moscova și Kiev, deci între Moscova și Kiev, devenise dirhamul oriental în Evul Mediu, de pe filiera, mă rog, islamică, musulmană, de prin Caucaz. Acesta era de origine din califatele arabe, dar între Liao și tătari devine acum bancnota chineză, ding, adică denghi. În Kiev, slujbele erau în slavona veche, din cărți scrise în chirilică, deci pe filiera asta bizantină. Iar Alexei, aici în Moscova, oficia limba în ăsta, slujbele în limba Kitai, pomenind în slujbele lor pe, nu știu ce, principi, hanul tătar care era considerat țar, probabil, ca protector. Alexei face unde este canișnea tătară, biserica din lemn, care devine după asta minunea Arhanghelului Mihail, în 58. Iar în 65 apare construcția de piatră care cred că face atunci fundamentul reședinței episcopale din piatră abia. Și după asta o să devină reședința episcopală din piatră. Sau din lemn și cu fundament de piatră. 1370-74. Mamai Chiat, hanul crimean, mută sediul Iuliusului Rus de la Dmitrie, de la guvernatorul din Tveri, deci de aici, care deci tot era supus. Așadar, Mamai uzurpă stăpânirea asupra rușilor de la Marele Han. Mamai are probleme în sud, căci Dmitrie se comporta separatist. 1378. Emisarii lui Mamai din Crimea vin să ia tributul, iar între ei erau din Tver și din Novigorod. Așadar, gubernii vasale lui Mamai. Deci, formațiuni statale, cnezate, putem să le spunem, care din perspectiva tătarilor erau niște gubernii ale lor, întrucât le erau vasale. Dar Dimitri îi respinge cu soldații ruși, aici în Moscova, dar și cu vlahi. Vlahi din Galicia și din Volohia, pentru că erau foarte mulți. 1379-80, rușii lui Mamai, adică Mamai cu racolații lui din Ucraine, sunt bătuți de către cazaci, așa că guvernatorul Moscovei, adică țarul, are poftă să devină independent de Mamai. Astfel, în 82, cazacii lui Tahtamâș mărșăresc cu guvernatorul loial de Razani și ocupă Moscova, o jefuiesc, o ard, o cam distrug și ucid vreo 24.000 de oameni. Și desigur, mai ales din vechea boierime rivală, adică boierimea Cingizidă, care deja era intercăsătorită cu anterior în clanurile chitaioze. Desigur, cazacii repetă cu cinghizizii cei ce au făcut cinghizizii, cei cu chitaieții, adică îi cam nenorocesc. Probabil cu ocazia asta dispare vechiul cartier Chitai-Gorod. Dmitri este pus ca vasal tributar, nu guvernator, din partea lui Tahtamâș, care devine și han al Moscovei. 1395, Tahtamâș este atacat de către Timur Lenk în Asia Centrală, așa că adună tătari, baltici, polonezi, deci toți de la frontiera de vest a hanatului și ruși vasalii lui Vasile I din jurul Moscovei, pentru ca să-l atace pe Timur. În 99, Vasilii dorește, tot așa ca și Dimitri, să devină suzeran și este bătut de emirul Nogai, Edigiu. Emirul atacă în 1408 Moscova ca să se răzbune, dar este răspătit să se retragă. Vasilii, ca și guvernator sau ca vasal, îl ajută pe Marele Han împotriva bulgarilor, așa că acela îi oferă Nij din Novgorod. Lui personal, nu neapărat statului, nu neapărat hanatului Moscovei sau guberniei Moscovei. 1437, hanul Ulu pierde scaunul Marei Hoarde și fuge
Bielavskaya kniajestva, în gubernia asta, care era Tula, Tula fiind ulus din periferie Moscovei. El adună trupe din toate națiile amintite, dar țarului, adică guvernatorului Vasilii II, îi vine de la centru, de la tătari, scrisoare să-l pedepsească pe Ulu, și Ulu fiind tocmai acela care l-a pus în funcție ca guvernator. Vasilii luptă cu Ulu, cu tot așa trupe mixte. În acele lupte, orientalii erau călare, erau bine echipați, între care mongolii cinghizizi erau elita generalilor, iar slavii erau pedestrașii și erau majoritatea recruților și ei duceau greu lupte și se măcelerau cu slavii din armata dușmană. Bun, Ulu reușește să se retragă la Bulgari, în Kazan, deci pe Volga aici. Prin 1445, Ulu cu fiii săi, Iacuba și Mahmuda, și probabil cu războinici bulgari, îl bate pe Vasilii, deci se răzbune. Vasilii este închis și oferă gubernia Moscovei cu toate proprietățile pentru ca să fie eliberat. Însă aici boierimea moscală are, nu-i prea de acord cu decizia asta. Boierimea asta are toate aceste origini amintite orientale și boierimea moscală are chiar și origini bizantine, de exemplu de la Monomachos sau de la Gavras. Și va rege Rurichide pe filiera Rusiei Chievlene. Și lituane, caucaziene, de exemplu gruzine. Dar întrucât aici boierimea aveau haremuri cu fete localnice, slave și finougrice, bastarzi aceștia princiari din Moscova nu arătau deja ca orientali, ci arătau, mă rog, ca și rusoaicele. Și erau rusoaicele astea de aici sclave sexuale și pentru soldații și pentru generalii tătari. Bun, dar boierimea moscală vrea să-și păstreze acestea privilegii și averi, să nu le fie confiscate, și se întorc împotriva lui Vasilii, care revine aici în Moscova, este orbit și, în mod ironic, este închis într-o mănăstire creștină. Puterea în Moscova revine lui Șmiac, ăsta avea numele creștin Dmitri, iar Ulu emite pe fiul Casim cu călăreții lui spre Moscova și reimpune în scaunul de guvernie pe Vasilii. Vasilii, înscăunat în fața norodului, adică a rușilor, în Zalatâh Dveri Uspenski Sabor, de către emisarul Hanatului Hoardei de Aur, adică țareviciul, prințul Ulan, căci țari, adică han, era Ulu, în Sarai, pe undeva pe aici, iar Saborul putea fi pe atunci moscheie de curte, nu biserică creștină. Întrucât Vasilii era acum orb, ca să devine locțitor peste Ulus Moscova și fondează în reședința sa la est de Moscova hanatul omonim, hanatul Kasım între 1452 și 1681 și peste Riazani, care era centru finic din nord-est. Deci aici și Riazani. Veliki Novgorod, Republica cu o democrație directă participativă. Acolo băștinașii erau finougri de nord, și anume erau ingri, dar și ciudi, vepsi, toate aceștia sunt finougri, cum erau estonienii, finlandezii, laponii, în provincia Ingria, ceea ce înseamnă Petrogradskaya Oblast, în jurul Sankt Petersburg, dar până acolo s-au retras rușii ca să evite jugul tătar al Moscovei. Cetatea Novi Gorod, adică Novgorod, era cu fini, ruși, baltici, de exemplu livoni, de unde e acum Lituania, nemți, de exemplu cavaleri teutoni, afacerești din Liga Haseatică, dani din Estonia, dani care ocupase aceste insule și erau în Estonia, din Danemarca provenind, svezi din Finlanda, adică suedești care au ocupat Finlanda, toți aceștia erau în Novgorod și probabil era un consul suedez aici. Devine o republică, a fost o republică populară a nemților hanseatici, cu o democrație directă participativă în activitatea comerțului cu produsele ruse. Așadar, aceasta era o republică fondată de nemții ligii hanseatice, special pentru ca să preia produsele slave și produsele asiatice pe filiera asta tătară, de exemplu, din Moscova și Tveri, și ca mai departe aceste produse, de exemplu, blândurile sau lemnul, să le exporte pe ruta hanseatică, până în Danemarca, până în Rostock, Lübice, adică Lübeck, Kiel și așa mai departe. 1478. Moscalii cu Ivan al III-lea ocupă Republica Novi Gorod. Acesta schimbă vasalitatea de la tătarii hoardei de aur la cei crimeeni de Kirim.
și în 80 Moscalii resping din partea crimenilor trupele Marii Hoarde. Uluz de Moscova rămâne fidelă tătarilor și pe hărțile occidentale Rusia moscovită este numită Tartaria, iar în 1549 ambasadorul austriac amintește că sub Ivan al III-lea era încetat aici în Moscova Crepast Moscova, casa tătarilor cu reprezentantul lor și cu gărzile lor aici. Dar rușii din suburbii devin majoritari și devin creștini, ceea ce înseamnă că ei devin ortodoxi, pentru că altă religie nu pot să fie asociată aici în estul Europei, din cauza că ortodoxismul se răspândește pe filiera chievliană. De când Hoarda de Aur se dezintegrează în hanate autonome, se răspândește și creștinismul acesta ortodox, hanate de casă și nu mai au influență să fie, de exemplu, musulmanizați. Și rămân hanate autonome de Kasım a bulgarilor de pe Volga, din jurul Kazani, de Kirim, adică în Crimea, de Astrahan, adică în Caucazul de Nord, și Nogai, spre Marea Caspică, și Bolșaia Orda, adică ce mai rămâne din Hoarda de Aur, la Cotul Donului, deci cam pe aici, prin Ocraine, adică pe la periferii. 1575, țareviciul Sain Beg Bulat, numele creștin Simeon Bulatov, este așezat pe tronul guberniei Moscova de către guvernatorul său, Ivan Groznii, cel cu origini cinghizide. După moartea guvernatorului, Rada Boierească apelează la Sain Bulat împotriva pretendentului Godun. Ăsta avea numele creștin Boris Godunov. Dar Godun preia puterea, probabil folosind trupe și gărzi de ruși din Moscova sau din jurul Moscovei. Godun respinge moștenirea cinghizidă și îl orbește și îl închide pe acela. Deci Godun putea să fie avut nu neapărat origini cinghizide, ci chiar leau sau de alte origini asiatice și să fi fost împotriva cinghiziților. Și îl orbește pe acela și îl închide ca pe Vasile al II-lea într-o mănăstire creștină, tot așa în ironie. Dar Moscovia nu devine țărat suzeran de către tătari, ci devine un mini-hanat semi-autonom, vasal hanatului de Kazani. Adică tătarii au spus, mă rog, l-ai înlocuit treaba ta, oricum ești tu guvernator al nostru, nu e o problemă pentru noi, guvernator din partea noastră. Așadar, Moscova devine vasală hanatului de Kazani, a bulgarilor, care domina și mini-hanatul de Kasım. Tot cam așa cum au fost taifele maure din Spania, care s-au desprins din califatul andaluz și teoretic se supuneau califatului Abbasid din Bagdad, cu sediul în Bagdad. Prin 580, vasalitatea, adică Iga, de la hanatul de Kazan revine celor de Kirim, adică de Crimea. Abia în 1605 dinaștii de origini cinghizide sunt înlocuiți de familia finică Kabila, aici în Moscova, cu Alexei Coșcu. Bun, Alexei este numele creștin, dar numele creștin al familiei este Romanov, însă tot ca vasal celor de Kirim. În 1627, în Moscova apare un urmaș, un băiat sănătos, robust, smolid, cu un temperament aprig, așa ca al gruzinelor. Piotr I, din mamă Narâș, deci probabil finică, și tatăl biologic Nicolae Davidovici Bagrationi, care va deveni principe într-o provincie georgiană, cam pe aici. Din familie princeară gruzină Bagrat. Întrucât tatăl biologic era amantul kneaginei, căci kneazul deja era bolnav pe atunci și nu putea. Piotr, cu soția de origine baltică, încheie moștenirea asta tătărească, eliberează Rusia de vasalitate, apoi nemțoaica numită cu numele rusesc Ecaterina a II-a se ocupă sistematic să distrugă arhivele și patrimoniul de origine oriental, deși scrierile în Turksk, și transformă Rusia într-o putere de tip occidentală, dar aici, în Petrograd, sediu având. De ce? Pentru ca să fie mai departe de influența asta moscală de origine tătărească din Moscova. Înconjurându-se aici la curtea de nord,
de o nouă nobilime cu prusaci, baltici, pomerani, poloni și așa mai departe, adică albii, cei care după asta au fost mătrășiți de, de proletarii roșii. Dar originile capitalei, boierimii capitalei, religiei și statului rus nu sunt slave și nu sunt europene din capitala de nord. Ca în cazul Ucrainei, cum au fost varege în Kiev, de exemplu. Ci sunt siberiene.